Bună, oameni buni, un nou video pe data de 27, sunt în Punta Braceta, exact în coastă, în coasta apei și a trebuit să-mi dau două variante, ori mă întorc înapoi 7 km, ori risc să mă duc pe aici, ceea ce nu știu dacă pot să am drum până în Branco Piccolo. Vedeți acolo, Branco Piccolo e acolo și eu trebuie să mă duc exact aici pe coastă, să fac tot posibilul să ajung acolo. Da, Branco Piccolo, așa se numește următor oraș, îl văd aici, vezi vreo 5 km. Acum trebuie să țin toată coasta asta și să mă duc pe coasta apei. Mamă, ce loc bun de pescuit ai mâncat, așa și inima ta stă. Mamă, iarăși aici eu pe prostii și pe drumul și pe tă nu pescuiesc, mă, eu tot stau ca săracu și tot aștept să vină, nu știu, pești la mine. Dar e greu să merg pe nisip, tati, că dacă mănâncă așa 5 km pe nisip, gata. Arunc geanta în ocean și fac o plută și mă duc în Anglia, că nu țin așa. Duc eu pe nisip, atâta drum. Da, sunt în Punta Braceta, băieți. Vă spun sincer, n-am dormit deloc aseară. Absolut deloc. Am ațâpit așa un pic pe drum. M-am dezechilibrat, era să cad pe acolo, să-mi spar tătă gura și tătă fața. Am fost foarte, foarte obosit. Că să nu mai pomenesc asta, vreau să fie un video frumos, în fine. Știți ce care a zis life-ul și... Uitați unde sunt. Acum trebuie să țin toată coasta asta 5 km să ajung în Branco Piccolo. Mamă, ce șmecher e aici, mâncat să asuflu. Ai ce nu stai Mircea aici să pescuiești? Și aici dacă stau la pescuit, mă, mâncat să asuflu. Dar numai dacă arunc unii să fac pare că aici prind. Dar n-am umbră, mă, ca asta, mă, dar n-am umbră, unde stai, un soare, mă. Ce fac acum, umblă cu umbrele pe la mine. Să văd. Ia, aici se vede că s-o pescui, că am văzut capace de momeandă. Am văzut că și-a cumpăr niște cutiuțe din astea mici și vine ceva pastă, am văzut. Dar aici, atunci nu aveam unde să mă țin după mine, că am zis, uși, mirosa, așa mai. Nașpa, și ceva pastă, să o legi la uscat, un pic. 10 minute o legi la uscat. Nu, o pui pac, o legi cam 2-3 minute pac, așa să uște. Așa ceva n-am văzut în viața mea. Uite ce fain e aici loc de pescuit. E bine, bine că am prins eu drumul ăsta. Pe GPS, dacă vă uitați pe GPS, ei vă arată o pădure. Uitați pădurea care e pe GPS. Uitați. Să vedeți GPS-ul hohanău și mincinos. Deci vă spun foarte sincer, dacă porniți la drum vreodată, niciodată nu vă luați după GPS, că GPS-ul mă refer pe jos. Am cu mașina, te poți întoarce și n-ai pierdut nimic, ai pierdut jumătate de kg de motorină sau benzină și la revedere. Dar când ești pe jos, niciodată să nu te iei după GPS, să zici, mamă, mă duc pe drumul ăsta, că acolo mă duce. Nu. Uitați-vă pe GPS, arată un forest, o pădure cu... Chiar mă gândeam, mamă, trec prin pădure, am pus-o. Uitați pădurea care mi-a dat-o pe GPS. Asta e pădurea. Uitați. Nu vă arăt ce e acolo, că după aceea chiar mă dau ăștia pe filmare. Uitați, asta e pădurea. Uitați. Da. Și asta mi-a dat-o mie pe GPS, pădurea asta. Zic, mamă, ce fain, mă duc și mă bag pe live în pădure. Mă duc acolo, îmi fac un loc, îmi pun cortul, îmi dau la pește. Unde? Că când am făcut colțul, când am văzut pădurea, îi zic, e bună treaba. E bun, să creadă lumea că așa este, dar nu este așa. Uite, la pescuiește exact unde am vrut eu, mă. Du-te, tată, de acolo, tată, că e locul meu. Exact cum am gândit-o ar face ăla, mă. Stă pe clif și pescuiește. Asta face băiatul ăla. Stă pe clif și pescuiește ce ar trebui să fac eu. Tată, mi-a furat ideea. Păi, poți, dar să mă duc la aici, mă, ca să-mi dea mumeală, mă. Să mă duc până acolo, dar e mult, mă, să mă duc până acolo. Nu, hai să văd cu ce pescuiește, mă. Ce dracu pescuiesc ăștia, mă? N-am momeală, mă. Când n-am pescuit, n-am momeală. Ei nu găsești momeală, unde găsești un nisipul ăsta momeală? Nu mă așez să-mi dau un deget, că și așa am 10 și... Dau un deget și dau momeală. L-am prins și l-am pus înapoi și... Da, rămâne o discuție. Da, uite-te, ăsta e drumul meu, tati. Până la următorul...
până acum am zis, eu nu mai știu, chiar am uitat, că m-am uitat înainte ca să vă spun unde mă duc la următorul. Și acolo mă și odinez, fraților, că sunt obosit aici, nu mă odinez, că n-am unde. M-am uitat, n-am unde, n-am loc de soare, n-am loc de nimic, de umbră, ceva. Și mă duc pe drumul ăsta și să văd să-mi caut un loc și astăzi rămân aici. Mă, dar nu pot să rămân, că n-am baterie, mă. Bă, ce mă, aruncă pe mine bateria, mă? Mă aruncă numai pe-n boscheț. N-am baterie și dacă n-am baterie nu trebuie să stau într-un loc. Trebuie să mă duc, trebuie să mă duc, trebuie să mă duc. Asta e, tati. Nici pe telefonul ăsta n-am baterie. Câtă baterie mai am? Să-mi fac filmarea asta și o și postez. Azi dată de 27. V-a spus YouTuber, încerc în fiecare zi să potești, să postez și filmez, să nu rămân în urmă. Oricum mai am vreo 10 filmări, 15-20 de filmări cu niște orașe pe care am trecut, nu ne-am filmat, dar rămas în urmă. Dar încerc să le bag într-un catren și să le menționez în postare ceva din trecut. Și dacă o să fie ceva din trecut, înseamnă că nu-i momentul, nu-i momentul care filmez. E doar o idee, e doar o idee pe unde am umblat și așa mai departe. Trebuie să fac un, trebuie să fac cumva să ajung undeva să dau un backup, să mai descarc ceva videouri de pe iCloud, că am o grămadă de videouri cu o grămadă de orașe pe unde am trecut și e păcat, e păcat, e munca mea, fraților. E munca mea, chinul meu, că m-am băgat pe orașele alea și am făcut filmări și am pierdut timpul pentru filmări. Că asta la mine, frate, că eu am uitat încă la cineva, el nu face filmări, el numai se filmează pe el. Apa, așa, ce am făcut, tată, ce? Și atunci care aventura mea? Cum pot să demonstrez eu că am fost acolo sau n-am fost acolo? Mă întreabă mulți, ai fost acolo? Și stau și zic, nu știu. Crezi că știu toate orașele pe care trec eu? Eu le filmez toate orașele importante, astea mai mari, care au un centru, care au o biserică. Eu trec eu, mamă, uite de ce e aici. Doamne Iisuse, Doamne, nu rămâne aici, am mâncat. Așa, aici îmi bat piciorul și stau aici în apă și fac life de la ora 1 aici, da. Aici stau, tati. Nu mai mă duc nicăieri, îmi bat piciorul. Arunc unii, dar și ce să pun eu în ea? Aici e șmeche, șmeche, tati. Se vede fain, așa? Ne spuneți. Ce fac, Doamne? Să rămâne aici, dar nu rămâne. N-am umbră, vezi cum aruncă pe mine umbra, mă. N-am umbră, uite aici o casă, doar casa asta. Vale pe alea cu să mai umbră. Ce fain, uite ce fain e casa asta, foarte frumoasă. Numai cu piatră de râu. Mamă, ce fain, Doamne fer. Și eu știu să fac casă din astea, credeți-mă. Vă jur, Rami, dacă nu știu să vă fac casă din astea. Știu să fac eu casă din ce vreți. Și din bețe de cribite vă fac. Păi lemn, nu mai vă spun lemn. Să-i meseria mea. Lemnul mănânc. Da, să lăsăm laudele deoparte, trebuie și fapte la laude tot timpul. Astea sunt laudele care le pot face acum, pentru că trăiesc în ceea ce fac. Da. Mă duc spre următorul oraș, o las de 10 minute și mă duc pe aici cât pot să mă duc pe aici și mă caut undeva la umbră. Mi-am încărcat un pic bateria, exact foarte puțin bateria, după cum vedeți în geantă, îmi încarc celălalt telefon, că celălalt telefon ține mai multă bateria. Pe iPhone fac mai mult office, dacă înțelegeți, filmările, bla bla bla, asta le fac eu. Da. Mă duc spre următorul oraș, uitați ce fain drum. Mamă, că mi-a arătat așa frumos că trec prin pădure pe GPS, nu? Zic, ce fain, trec prin pădure. O sta și undeva la umbră, mă întinde, poate mă și culca. Unde e pădure? Pădure. Asta e pădurea, tati. Hai, dacă vii noaptea, te întinești cu cineva, apoi care pe care, tati. Îți mulți bagabonșiți pe aici. Am văzut eu bagabon de ce le poate în capul. Să strâng 3-4 inși. 3-4 inși să strâng, că mai mult de atâta nu pot. Da. În camion cu tăi cu muci. Da, uite ce frumoasă e femeia asta. Vedeți? Aici așa frumos. Oh, no! What? It's closed. Uite-mă, tati, că e închis. Păi ce fac eu atunci? Eu trebuie să sal atunci. Mamă, mamă, ce aventură am eu în cap. Oh, ok.
asta e voie să sărim, n-avem ce face, dacă ce să sărim, sărim. Sărim, dacă ăsta e traseul, că văd că e închis aici. După cum vedeți voi, la fel vă și eu, nu văd eu altceva, ce vedeți voi vă și eu. Și cu geanta în spate, când mă dezechilibrez, apoi mă aruncă direct în boscheț. Da, apoi unde-o venit în ușoara, pe aici o venit. Așa, nu vreau să mă cu pânisit, tată, mamă, ce drum, șmecherul meu. Mă trimite pânisit și nu am ce face, trebuie să mă duc pânisit, tată. Să mă duc eu 4-5 km pânisit, pusă ce mai. Ăsta e traseul, fraților, care îl dă pe GPS. Da, GPS mă arată că mă bag într-o pădure, cu o cărare, și asta e pădurea, fraților, tata, pădurea. Și cărarea, cum m-a luat-o. Da. Ia spinge-o și-o fără, s-o trag pe mâna ala. Uite că aici e șmecă de populat, da, pentru că aici rămân băieților în seara asta, în ziua asta aici rămân până fac live-ul, până mă duc mai departe, pentru că am umbră aici, ce nu pentru mine umbră, că pentru telefon, pentru telefon umbră, ca să nu... Da. Și rămân aici seara, aici până fac live-ul și atunci nu-i mai departe. Oricum atâta bateria, mai să pune pătuca și vedem ce face. Mamă, ce fain e, ce bine e. Băi, ce să vă spun, ați înțeles la începutul filmului despre ce vorba. Sunt aici, trebuie să mă duc acolo, treci la următorul oraș și mă duc încet așa până mi somn. Asta e, tată, că nu pot să stau, dacă nu pot să dorm acum, nu pot să stau. Mă duc așa încetul, încetul, dacă mă ia somnul. Mă culc, eu trebuie să înaintez, fraților, trebuie să termin cursa asta, că asta nu e pe vacanță, asta e o cursă, fraților. V-am spus și vă spun și în continuare, pentru mine fiecare metru contează și fiecare pas în plus care e în drumul meu pentru mine contează. Fraților, ce să vă spun, vă pup foarte mult, vă respect și nu uitați, ăsta sunt eu. De acolo vin de undeva de pe stădealul ăla și acolo mă duc. V-am pupat, mă pregătesc pentru live-ul de la ora 1. Pa, pa!